Vremea din Europa a schimbat registrul termic în luna februarie și a renunțat la temperaturile negative. Cel puțin așa au stat lucrurile în regiunea vestică a bătrânului continent. În Marea Britanie s-a înregistrat chiar un record de căldură pentru ultima luna iernii sau chiar pentru o zi a acestui anotimp. Nu a mai existat așa ceva niciodată. În țara Galilor, 20,6 grade Celsius este într-adevăr ca vara, a precizat Etienne Capichian, meteorolog în cadrul Meteo France. Regatul Unit nu a fost singurul teritoriu vest-european care a înregistrat maxime termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Mercurul din termometre a indicat 25 de grade Celsius în Ourense, Spania, 21 în Pleiberg-Christ, Franța sau 18,8 în UCL, Belgia. Și în Scandinavia nemiloasa iarnă s-a lăsat înduplecată și a făcut rocada cu primăvara. Măsurătorile meteorologilor au înregistrat în această regiune recorduri de temperatură pentru luna februarie. Valorile termice au indicat 9,1 grade Celsius în Suedia, în apropierea Cercului Polar și 17 10,8 în Norvegia. Tot făurarul a plăsmit covorul fulgilor de nea din Grecia și nord-vestul Turciei. Temperaturile nu au depășit valoarea de 5 grade Celsius în Italia la Lece sau pe cea de 3 în orașul grecesc Salonic. Această succesiune, presiune scăzută, presiune ridicată, presiune scăzută, este însoțită de modificări ale maselor de aer din direcție nord-sud, a menționat meteorologul Etienne Capichian. Cercetătorii efectuează studii în vederea stabilirii unei conexiuni între schimbările climatice și variațiile de temperatură. Atunci când există o puternică anomalie caldă undeva, aceasta este adesea compensată printr-o anomalie rece în altă parte, a explicat Etienne Capitien. În general, oamenii de știință manifestă prudență în a atribui orice eveniment meteorologic extrem de reglărilor climatice.